seara, bun venit, Jocul Cuvintelor, show-ul în care vă îndemnăm să vă folosiți creierul. Dacă îți folosești creierul, vezi lumea așa cum e. Dacă nu-l folosești, vezi lumea așa cum îți spun alții că e. Noi vă îndemnăm să vă folosiți creierul la Jocul Cuvintelor. Hai să salutăm invitații. Salut, Răzvan, bun venit. Salut, mulțumesc. Ești bine? Decent. E bun răspuns. Ce faci, Mihaela? Se putea și mai bine. Stai să vedem când trecem, da, de cuvinte. Bună, Dan. Salut, salut. Mă bucur să fim împreună. Anișoara, totul bine, da? Da. Și încă un invitat, Aurelian. Vă salut cu drag. Bătălia se dă între voi, cel care descoperă cele mai multe cuvinte pleacă cu cei mai mulți bani acasă. Am nevoie de un voluntar pentru început. Dați-mi pe cineva care să vină la Jocul Cuvintelor, primul. Hai, Dănuț, convine, ești invitatul tău. Meu. Primul invitat e Dan. Hei, Dănuțe, mă bucur salut, să te cunosc. Tizule. Dan cu Dan. Dan cu Dan. De doi Dani. De unde vii, Dane? Din Ialomița. Ialomița. Slobozie. Ce faci? Cu ce te ocupi? Sunt cadru didactic. Învățător? Învățător, da. Îți strâng mâna. Nu e nimic mai frumos decât să fii învățător. Excelent. Da. Ce da. Frumos. Pe, eu am avut două învățătoare. Pe una o chema doamna Duică și pe alta doamna învățătoare Pescaru. Vezi că le țin minte numele toată automat, viața. Automat, normal. O să fie în mintea copilului mereu. Tu vei fi în mintea copiilor exact. Mereu. Da. De cât timp ești învățător? De vreo 12 ani. Wow! Răspunde-mi la întrebarea asta, sunt curios. Cât câștigă în România un învățător care construiește oameni? Să zic între 3.000 și 4.000 de lei. Pe lună, între 3.000 și 4.000. Da. Arghezi avea o vorbă frumoasă. Învățătorul e o lumânare care arde luminându-i pe alții. Tu asta faci, Dane, îi luminezi exact. Pe alții. Da. Mă bucur, învățător, ai fost și educator? Și educator, da. Oho. Având dublă specializare și am zis, bă, de ce să nu încerc? Adică... Ce mă bucur că suntem împreună, acum și eu aici. Mă bucur. Dan, am întrebări pentru tine. Am un buton când știi răspunsul, apeși, am o mână pe care ți-o întind ori de câte ori o să ai răspunsul Doamne. Corect. Și fii atent, atunci când apeși butonul, ai oprit timpul, 30 de secunde. În alea 30 de secunde trebuie să găsești un răspuns corect la întrebarea mea. Hai să începem. Hai să începem. Cuvânt format din 4 litere, vine din limba engleză și fii atent aici. Complex de mari dimensiuni care cuprinde magazine, servicii utilitare, săli de cinema. Mall. Ohoho! Mall. Mall! Nu uita de buton. Mall. Mall. Excelent început. 400 de lei în câteva secunde doar. Bun început. Uf! Masă delimitată de vapor sau de picături de apă aflate în suspensie în atmosferă. Știi, știi, pluralul, dăm pluralul. Masă de... masă densă... Îți dau literă? Dă-mi o literă. Literă, literă, literă. Apar... Pori? Pori nu, mai ai apăsat jumătate de minut, mai avem timp, iau încet, deci masă delimitată de vapor sau de picături de apă. Picăturile de apă cad... Rouă. Nu, cad pe pământ din... Nori. Nori e! Nori! Nori! 3 minute 28, 700 de lei. Fii atent, Dane. A doua religie în lume în ceea ce privește numărul de adepți după creștinism. Catolic. Catolicii sunt tot creștini. Fii atent, după creștinism. După budism? Budism nu sunt, nu ei sunt cei mai numeroși. Ai apăsat, avem jumătate de minut. Dăm litere. Nu mai pot, că ai apăsat. Fii atent, Mahomed, profetul Mahomed. E răspândită în Asia, în Africa. Mahomed, Coranul e cartea de căpătâi a religiei. Coranul. Islam. Islamul. Islam. Islamul. Da, da, da. Coran, Mahomed. Nu vine muntele, da, vine da, da. Mahomed. Normal, la... normal, da. Asta aproape. Ce pe aproape, domnule învățător? Islamul nu e atât de folosit. Da, da, era normal. O religie, dar ăsta e un cuvânt mult mai folosit. Fii atent aici.
încălțăminte pentru baie. 3 minute și 23 de secunde, 500 de lei valorează cuvântul ăsta. 100 de lei pe literă. Încălțăminte pentru baie. Ești la baie, da? Ești la baie. Intri în baie. Ce ți iei? Șlapi. Șlapi! Șlapi, Dane! Dan, produs obținut din coagularea laptelui. Poți, Dane, poți. Poți. Coagularea laptelui. E un produs alimentar. Brânză. Brânză. Oh, asta faci tu. Tu chiar faci o mare brânză crescându-i pe copii. Chiar faci, știi că e vorba. Hai, mă, faci mare brânză. Da, tu chiar faci asta. Da, da, da. 1300 de lei. 1300 de lei în urma unor cuvinte. Să învățăm pe copii că poți să câștigi bani cu mintea. Cu mintea. Exact. Nu doar cu mintea. Dan, domnule învățător. Cel care și-a pierdut energia după un efort îndelungat. Adjectiv. Dar îl știi. 2 minute și 40 de secunde, 600 de lei e cuvântul ăsta. Ești așa slăit de puteri. Istovit. Ești istovit. Ăla e, ești istovit. Dar găsește cuvântul principal. Îți dau o literă? Dă-mi o literă. Literă, hai literă. Asta e. Obosit. Băi, vezi, Dane, 100 de lei, 1800 ai în clipa asta. M-am dus la un cuvânt mai greu, la istorie. De ce te gândești tot greu? Da. Simplu, obosit. Fii atent aici. Am un verb la infinitiv pe care trebuie să-l descoperi. Infinitiv, adică simplu, a merge, a câștiga, a învăța, domnule exact, învățător. Da. A strica rânduiala sau ordinea unor obiecte. Tulburi liniștea cuiva. Bă, l-am... A deranja. A deranja. A deranja! Oh, oh, oh! 2500 de lei! Și mai ai 2 minute și 12 secunde. Foarte bun drumul, foarte bun. 7 litere. Două cuvinte formate din 7 vin cu al doilea cuvânt. Dane, fii atent. Definiția e sună așa. Apariție imaterială a unei persoane. 2 minute și 6 secunde. Dă-mi o literă. 700 de lei, literă. 700 de lei, cuvântul ăsta acum e 600 de lei, că ai cerut o literă. Apariția imaterială a unei persoane e... Imaterial. O să-ți blochez. Imaterială. Adică nu, știi, material când... Bum. Și asta e o apariție imaterială a unei persoane. Mai îmi dai o literă? Îți dau o literă, încă 100 de lei. E bine, e bine că ți-a venit a doua literă. Apariția imaterială a unei persoane, o ființă imaginară, ireală. Vrei să oprim timpul? Cam, îl oprim? Cum tu hotărești, l-am oprit. Da. Am jumătate de minut, ai jumătate ca de în minut. Vis? Da, în vis îți apare, corect, dar nu doar în vis. A fost un film, mi-a plăcut mie foarte, foarte mult. Proiectată? Cu Patrick Swayze, parcă juca, nu mai știu. Nu proiectată, ființă nălucă, e o stafie. Fantom. Fantomă, Dane! Fantomă! 3.000 de lei! Fantomă! 8 litere. Fii atent, Dane. Convenție scrisă prin care două sau mai multe părți se obligă reciproc la ceva. Ăsta e ușor. Asta chiar e ușor. E un cuvânt uzual, îl folosim des. 1 minut și 13 secunde mai ai. Nu obligație, nu... Da, prin două sau mai multe părți obligă. Declarație? Nu declarație, nu. Îți dau o literă? Dă-mi o literă. Hai să-ți dau o literă. Ia litera. Vezi că dacă apeși oprești timpul. Da, da, da. Dar n-ar fi rău. 800 de lei e cuvântul ăsta. Mai dă-mi o literă? Îți mai dau o literă. E acord încheiat din care decur drepturi și obligații. Îți mai dau o literă? Mai dă-mi o literă. Îți mai dau o literă? Literă, ți-am dat 3 litere, ți-am luat 300 de lei. Ce facem? Oprim timpul? Oprim. Hai să-l oprim. Bun. E bine că l-am oprit. Avem 3.000 de lei în clipa asta și jumătate de minut să ne gândim la asta. La convenție scrisă, două sau mai multe părți, un act, o învoială. Poți, Dane, poți. Să obligă reciproc.
Nu e greu, crede-mă. 10 secunde, dar calmează-te. Fii atent, un act e și un act, o voie, o convenție, înțelegerea dintre noi. Eu, de exemplu, am venit la... Contract. Da. Da. Contractul. Mai nimic. Uf. Chiar nu mă gândeam, nu mi-am dat seama. 8? 8. Fii atent aici. Denumire atribuită semnelor din parbrizul șoferilor începători. Singularul. Mămăligă? Mămăligă! 3300 de lei, mămăliga mamilor de cuvinte, mămăligă! Măi, Dane, că am fost mămăligă până acum. Nu a mers bine. Ai 3300 de lei și mai ai, cred că, jumătate de minut. Dane, 9 litere. A avea grijă să nu risipească banii. E un verb la infinitiv. Chivernisit. Bun, 20 de secunde. Uite, de acum 20. 900 de lei valorează cuvântul ăsta. E verb, e verb, e verb. La infinitiv. Adică a... când dă-mi o literă. Îți literă. Mai dă-mi una. Literă. 6 secunde. L-ai oprit la 7 secunde. Fii atent. O luăm încet. Jumătate de minut avem din clipa asta. Avem vreme. Când ai grijă să nu risipești banii, când... Eu sunt un om care nu prea risipește. Cumpătat. Ei, dar nu merge a cumpăta. Nu prea, adică... tu, de exemplu, ai bani, ai o sumă de bani, da? Și suma aia de bani o pui deoparte. Ai economis? Da. Hai, ce aproape am fost. Dan, mai am un cuvânt format din 9 litere și mai am 2 din 10. Și tu mai ai 7 secunde. Poți. Știi de ce? În clipa în care apeși pe buton, ai oprit timpul, ai înghețat timpul și ai jumătate de minut să descoperi cuvântul. Deci, poți. Ai o sumă mare de bani câștigată până acum. 2600 de lei și următorul cuvânt valorează 900 de lei dacă îl descoperi. Dacă nu îl descoperi, din ăștia 2600 îți scad cei 900, 100 pe literă. Dane, vechi instrument pentru măsurarea timpului. Clepsidră. Wow, ai sărit dintr-o dată la 3500 de lei. Clepsidră. Clepsidră și mai ai 4 secunde. 4 secunde, ești pe remontada. Pot face diferența. Da, ești ca în fotbal. Mi-a plăcut că ai apăsat instant și după jumătate de minut. Dan, domnule învățător, am un substantiv pentru dumneavoastră, domnule învățător, feminin, un singular, și sunt convins că îl cunoașteți pentru că vă loviți, domnule învățător, mereu de asta. Așa sunt copiii în ziua de azi. Mamă, cât de mult am ajutat! Wow, cât de mult am ajutat! Dane, atitudine impertinentă! Ai oprit timpul cu 3 secunde înainte, 3500 de lei. Și acum nu mai poți să ceri literă. Te-am ajutat adineauri. Amintește-ți ce ți-am zis. Obrăznicie? Cum? Obrăznicie? Fantastic! 4500 de lei! Fantastic! 4500 de lei! Obrăznicie, ai luat litera, ai luat cuvântul format din 10 litere și mai ai 3 secunde. 4500 de lei, ultimul cuvânt format din 10 litere. Mamă, cum ți-ai revenit pe final? Ca boxerul din pumn, ca doroftei. Obrăznicie, ți-am zis adineauri că te lovești mereu de... Mănăstire într-un picior? Ghici ce e! Dane! Am un substantiv feminin și tu mai ai cât? Mai ai 3 secunde. 3 secunde, e ca la basket. Poți să iei mingea și să o arunci de la jumătatea terenului. Poți să-mi dai litere în... Da, fii atent, facem așa. Eu când încep să vorbesc, tu îmi ceri literă. Vine o literă, în astea 3 secunde trebuie să ne mișcăm. Da. Dane. Apăs și mai am 30. În astea 3 secunde. Da. Îmi ceri literă înainte de a apăsa. Da, știi? Normal. Mă mănâncă nasul de... În astea 3 secunde, înțelegi? Da. 3 secunde. Pentru 1000 de lei. Persoană fizică sau juridică care-i meserie să se comercializeze bunuri. Literă.
Ai oprit la o secundă. Ai 4500 de lei în clipa asta și poți să câștigi încă 900 de lei. Cuvântul ăsta, Barozelului, 1000, dar mi-ai cerut 100, da. E substantiv feminin. Deci persoană fizică sau juridică care îi meserie este să comercializeze. Vânzătoare. Cum? Vânzătoare. Fantastic. Fantastic. 5400 de lei. Fantastic, Dane. O secundă. O secundă, la o secundă. O secundă. Eu sunt convins că în clipa asta toți elevii tăi de la școală, clasa 1, clasele 1-4, acolo unde predai tu, da, sunt cu ochii moare, așa cât cepere la televizor. Păi salut pe calea asta. Pe copiii tăi. Da, da, da. Învățătorul e o lumânare care arde luminându-i pe alții. Să-ți dea Dumnezeu viață frumoasă. Te-am pupat. Mulțumesc, Dan. 5400 de lei a câștigat Dănuț. Pleacă de aici cel care adună cei mai mulți bani. Anișoara, curaj! Mă bucur să te văd, Anișoara, să te eu întâlnesc. Ai așa o... Facem și altceva în afară de Revelion împreună? Găsim cuvinte împreună. Sperăm. Câți că ai, Anișoara? Iartă-mă că 45. Te întreb. 45. Înseamnă că facem Revelion de când aveai vreo 20 de ani. Am prins Revelioane cu tine multe, la 20 de ani, la 30. De unde vii? Spune-mi de unde vii, Anișoara. Pitești, județul Argeș. Ce faci? Acum sunt cofetar patiser. Wow! Am terminat un liceu sportiv, de bază sunt profesor de sport. Profesor de sport. Dar nu am profesat, pentru că m-am căsătorit în Cipru, am trăit câțiva ani acolo, am revenit. Cum merge afacerea? Cumpără lumea, da? Adică da. Tu când vezi oameni da. Dolofani, te bucuri, nu? Da. Deci, bravo, clienții mei. Anișoara, da. Am pentru tine cuvinte. Da. Am pentru tine litere, fiecare litere valorează 100 de lei. Primul cuvânt format din 4 litere. Dau drumul cronometrului. În clipa asta. Succes, Anișoara! Mulțumesc! Gheorghe Hagi pentru fotbalul românesc. Rege. Oh! Rege. 400 de lei dintr-un foc. Perfect, în câteva secunde. Tot 400 de lei. Nu ne oprim, da? Nu ne oprim deocamdată. Fii atent aici. E un adjectiv. Zi-mi așa. Definiție. Care este format din mai multe elemente de natură diferită. Foarte ușor. Foarte ușor, doamna profesoară. Foarte ușor. Care este format din mai multe elemente de natură diferită. Trece timpul. 3, 4, 10, literă. 6. Literă. Merge, merge. Ceva compus din elemente diferite. Când e compus din mai multe elemente, se zice că este... Dacă e compus din mai multe elemente, atunci e amestecat. E... Hai că... Ură în gură. Amestecat. Mai dau o literă? Da. Literă? Literă. Literă? Ba da. Ba, literă? Literă. Literă? Ba da. Ba da. E amestecat. În atletism, că ai zis că ai făcut sport. În atletism, ștafetă... Oprește timpul. Oprește timpul, părerea mea. Jumătate de minut avem. Fii atent. O literă îți lipsește aici. Mit? Mi? Adică... Format din mai multe elemente, compus din elemente diferite, amestecat, când e ceva combinat. Mixed. Asta era, Anișoara! O, Doamne! Da. Hai să ne intrăm în joc, te-ai blocat un pic. 500 de lei valorează cuvântul ăsta. Ghicește-l. Cel care dispune din plin de mijloace materiale. Bogat. Ăsta e! Ți-ai revenit! 1000 de lei! Ăsta era! 1000 de lei până acum! Cuvânt format din 5 litere. Ăsta e un argou, așa, adică un limbaj mai colocvial. E un cuvânt pe... Dar îl folosim adeseori. Foarte des îl folosim. Întâmplare neprevăzută care aduce necaz. 2 minute. Literă? Literă. E o întâmplare neprevăzută care aduce necaz. E așa mai limbaj colocvial. Literă? Când ai neplăceri, vrei oprim timpul? Da. L-am oprit, da? Da. Ok, jumătate de minut. Ia gândește-te. Ai 2 litere în cuvânt. Pacoste, mamă ce...
Poți, poți, Anișoara. E în argou, ți-am zis. Când zici, nu știu, băi, uite, acum dacă nu reușesc să descoper cuvântul, dau de... Am dat. Nu era greu. Deloc. Așa-i? Chiar era ușor. Poți, Anișoara. Cât ai stat în Cipru? 7 ani. 7 ani ai locuit în Cipru. Ce ai lucrat acolo? Cu ce te-ai ocupat? Ospătar. Ospătar. Restaurant. Uh-huh. Bun. Mă gândesc acum cum să te ajut. Restaurantul unde era? La parter? Da. Era la parter. Da. Știi că mai sunt și restaurante la... Da. Pe plajă, în Cipru. Mediterană. Da. Auzi? Parte a unei sezi de spectacol așezată deasupra parterului. Mamă, cum te-am ajutat, adineauri. 600 de lei valorează cuvântul ăsta. O știu. Ăla e. Literă. Nu, peluză. Zi. Opresc timpul? Ai oprit timpul. 700 de lei cuvântul ăsta. Partea unei săli așezată deasupra... La operă, deasupra, etaj. Ei, ce bine, ce bine. Și la operă. Julieta stătea unde? Și Romeo îi zicea Julieta și balcon? Era... Cum? Balcon în ultima secundă l-ai spus. În ultima secundă. Da. Te-a luat durerea de stomac. Nu. E supărată pe tine. Bravo. Exact. Era ușor. 2 secunde ți-ar fi lipsit și pierdeai 700 de lei. Auzi? Din 6 litere. E un adjectiv, e masculin, singular, dar fii atentă, Anișoara. Ceva ce are un preț relativ mic. Nu costă mult. Nu costă mult. Cât mai ai? 2 minute. Ai vreme. Bere. Literă? Literă. 600 de lei cuvântul ăsta, acum e 500 de lei cuvântul. 100 de lei literă? Pentru literă, literă. Am oprit timpul la 1 minut și 53 de secunde. Ai 1200 de lei. Deci nu costă... Îmi plac reduceri. Reduceri, ești pe aproape. Ceva ce... Nici nu știu ce are... Nu. Ceva ce nu, cum am zis, nu costă mult. Dacă nu costă mult... Ieftin. Băi! Doamne, doamne! Ieftin! Să nu fii supărată că ai nimerit-o. Acolo, la finalul de 2 secunde, dar ai nimerit-o. 7 litere, un cuvânt. A înregistra, a înmatricula un autoturism. La infinitiv, un verb la infinitiv. 1 minut și 46 de secunde de acum. Literă? Literă. Literă? Ai fost membră de a unui partid? Nu. Nu. N-ai fost în acel partid. Auzi, am oprit timpul. Nu mai face Naționala României de multă vreme. Ai noștri săraci, vai mama lor. Toți îi bumbăcesc. Toți. Fotbalul îți place? Da. Îți place fotbalul? Da. I-ai văzut. Unde e generația lui Hagi, Dan Petrescu, toți aia mai... Nu mai. S-a dus, da? Dan Petrescu în clasă la Slatina am fost. Clasă sportivă. Ei, poftim! Ce nu mai face Naționala? E verb la infinitiv. Ce nu mai face ea? A? Golurile, nu le mai... Au, îmi scrie. Vai, ce simplu. Și ce complicat în același timp. Da. Ești pe mine supărată? Nu, pe mine. Anișoara. Ăsta-l știi. Îl folosești. Faci treaba asta cu siguranță, ca toate femeile mai mult cum să te ajut. Fii atentă. Cuvânt format din 7 litere. Proces ce implică benzi reci sau fierbinți de ceară. Epilare, depilare. Doamne! Apa! Epilare! Epilare!
Pilare! Ai văzut? Ne-am reîntors în luptă. Avem un minut și 22 de secunde și avem 1800 de lei. Fii atentă! Oplitere! 800 de lei cuvântul ăsta. Comentează orice și e veșnic nemulțumit. Ăla este un... cicălitor? Ei, pe acolo, bun începutul și ca... îi place să sâchie pe cineva. Nemulțumit, bun, pe acolo, supărăcios, bun, mofturos, bun. Literă? Literă. Un minut, 1800 de lei. Foarte bine te-ai dus. Intrigant, certăres. Ai, nu-i place, bă, nimic. E un... Nu, că-l știi. O să vezi când îți apare cuvântul, o zici, anișoară, cât de ușor era. Deci, e... îl sâchie pe cineva, e nemulțumit mereu, e... Nu e mulțumit el. Ta. Era greu? Caută ceartă, caută, caută. Nu e. Mă gândeam la cuvântul ăla ăsta. E, cârcotașul, da. Cârcotașul. Căsătorită încă? Da. Da? Că... Că? Da. Urmează întrebare. Da, da, care are legătură. Da, da, te-aș fi întrebat ceva, dar fiind căsătorită, domnul se uită la televizor și nu merge. Dar, na, asta e. Da, de asta n-am răspuns eu până acum. Da, fii atent. Dai că te ajută ce te-am întrebat, da? Fii atentă. Anișoara, 800 de lei și următorul cuvânt. Expresia anumitor dorințe sau scenarii care sunt uneori imposibile. Literă? Literă. Ba da, ba da, e un cuvânt, îl folosim. Literă? L-am oprit timpul la 45 de secunde. E așa un produs al imaginației, o născocire, o... Nu pot eu să te întreb de ele, că se uită domnul la televizor și zice... să te cezi din gură, ce... ia uite-i... închipuire. Auzi, poate să fie și să mă ierte domnul acum, poate să fie și sexuală. Fantezie finală. Nasul. Da. Așa-i? Da. Da, corect. Am tot zis-o. Am ce să fac mai mult, anișoara? Fii atentă. Mergem mai departe. Tot supărată, tot pe tine, nu? Nu pe mine. Nu? De ce? Că n-am eu fantezii în cap? Nouă litere, verb la infinitiv și simplu răspunsul. Ca și până acum. Fii atentă. A da de știre, a anunța, a informa. Literă? Literă. 30 și cât? 900 de lei cuvântul ăsta. Înștiințare? Înștiința, anișoara! Excelent, excelent! 1300 de lei, foarte bun! A înștiința! Încă un cuvânt format din 9 litere. Mergem mai departe, rapid, ca să nu ieși din... Să nu ieși din, da, fii atent, da, aici. Foarte ușor răspunsul. Au mai fost din astea. Și te-ai dus, ei unde te-ai dus, anișoara. Obiect de metal alcătuit dintr-un mâner și doi până la patru dinți. Literă? Literă! Îl folosești zilnic. Zilnic. E substantiv feminin. Zilnic. Șurubelnița. E zilnic. Umbli tu cu șurubelnița zilnic. Nelipsit. Nelipsit din viața noastră. Bine că ai oprit timpul. Nelipsit din viața noastră. În fiecare zi o iei în mână. În fiecare zi ți-am dat și feminin, că e vorba de feminin, cheie. E pe aproape. E în bucătărie, o ustensilă de bucătărie. Furculiță. O, Doamne! O, Doamne! O, Doamne! O iau în mână și e în bucătărie? Da, da. De asta mi-am dat seama. Ce fac eu în bucătărie? E supărată pe ea.
Acum deja m-ai aruncat în dormitor. O iau mână, dar întoarce-te în bucătărie. Nu, nu, că ai scat. Vrea și ei mână să fie. Am zis-o, adică o iei mână la modul că mă de aici cu ea. Chiamă sub oameni și vreau să ne arăt. Nu știu dacă ți-am stârnit fanteziile de dinainte, de la întrebarea de dinainte. Fii atentă, Anișoara, ne ducem la 10 litere. Două cuvinte formate din 10 litere. Hai să începem, ascultă-mă. Tot ușor, tot în fiecare zi îl iei în mână. Crede-mă ce spun. Deci vin cu întrebări. Bine? Vin cu întrebări atât de ușoare. Bine? Bine? Deci dacă nu pe fiecare zi iau mână, ești de vină. Bine? Aparat care conduce energie electrică într-un dispozitiv. Și iau eu mână. Da! Literă! Ai oprit timpul, bine că l-ai oprit. E un dispozitiv mecanic. Poate să fie și pentru alimentarea unei arme cu foc. Încărcător! Ăsta era! Și nu folosești zilnic încărcătorul? De telefon? Tu ai crezut că de armă? Nu, de telefon. Unde m-am dus acum? Unde te-ai... Departe. Ăsta e jocul cuvintelor. Da. Toată lumea se duce departe. Când colo drumul e simplu. Drumul e atât de simplu, dar oamenii se duc pe toate cărările. Încărcătorul de telefon, nu de armă. Mai ajută un curcat, dar nu mai știu de mine. Anișoara, ultimul cuvânt format din 10 litere, mai ai 4 secunde, 4, 5, 5 secunde mai ai. Da? Ultimul cuvânt format din 10 litere, mai ai 5 secunde. Da, ce fac cu el? Cu cuvântul sau cu secundele? Ajută-mă puțin. Păi fii atent, în 5 secunde astea, eu aș zice să apeși rapid. Să cer o literă. Poți să ceri repede o literă, îți vine o literă și și apeși în astea 5 secunde. E foarte important. După care avem jumătate de minut să găsim cuvântul. Cer literă când încep eu să citesc, îți vine litera. Hați! Să nu se oprească la zero, că ai pierdut. Aduna după anumite principii litera. Și cu un anumit scop. Bravo, dar puteți să mai aștept. 3.000 de lei ai până acum. A adunat după anumite principii și cu un anumit scop. Când strângi obiectele de același fel sau de aceeași categorie sau le... Așa. Colecționare. A colecționa? Oh! Vai de mine! Foarte deșteapt! A colecționa! Ai colecționat la jocul cuvintelor suma de 3.900 de lei. În continuare, Dănuț, învățătorul, domnul învățător, e în fruntea clasamentului. Anișoara. Da. Mulțumesc tare mult. Ești supărată pe mine? Nu, tot pe mine. Dar pe tine de ce? Că nu am fantezii, că nu... Ce-am mai discutat? Că o iau în mână și nu știu, că... Acumulatorul, furculița... Mulțumesc, Anișoara, că ai fost cu noi. Anișoara. Poftim, domnul Segan. Ce să nu mai zic nimic. Și acumulatorul? Încărcător, nu e acumulator. Ai ajutat un încurcat. Cum te-am ajutat încurcat? Încărcător, nu acumulator. Nu e acumulator. Dar mă vezi așa, tot ce prind iau în mână? Încărcătorul fiecare zi. Adică îți descarcă telefonul fiecare sau de vibrator sau de ce discutăm aici? Încărcătorul. Încărcătorul. Încarc telefonul fiecare de două ori pe zi îl încarc. Da. E acumulator, e încărcător. Dar treabă nu mai am, stau numai cu telefonul pe încărcător, nu mai îl iau în mână mereu așa. Dacă e mai vechi, se descarcă și singur. Răzvan e următorul concurent. Te rog, Răzvane. Să știi că nu e greu. Ai văzut, nu e deloc greu, dar trebuie să te concentrezi un pic. 5.400 de lei e jackpotul ridicat de Dan, de învățătorul Dan. Răzvane, ce faci? Cu ce te ocupi? Sunt inginer în Timișoara, sunt din Suceava. Moldovean plecat în Timișoara. Exact, moldovean plecat de acasă. Eu sunt Timișoara, am venit în București. Uite cum se amestecă românii. Da, facultatea am făcut-o în București. În București ai făcut? Da, ce ai terminat? Academia Tehnică Militară. Ferdinand... Poate trebuia să spun asta după concurs, dar hai cu spun acum. Ferdinandu, Academia Ferdinandi. Da, e de pe Coșbuc, de pe Ferentar, Rahova. Excelent. Și ai terminat Academia Tehnică și lucrezi în Timișoara... Unde? Ca ce?
ca inginer la o unitate de elicoptere. Cum te duci spre aeroport în Timișoara, aia pe dreapta? Exact. Gata, o știu. Da. Acolo lucrezi? Da. Interesant. De câteva luni, de vreo jumătate de an, se face aproape un an. Repari, nu? Sau pe acolo? Să zice că n-avem voie să zicem ce facem pe acolo. Hai, las-o așa, cum e, nu te întreb nici de cât câștigi, că tot așa e, că la voie e încurcată treaba în cadrul militar. Ești cadru militar cum ai venit. Am zis-o acum, hai. Ești cadru militar cum ar veni, nu? Da. Răzvane. Câți ani ai atât? Vreo? 22. La 22 de ani ai terminat deja academia? Deja știm ce vrem viața, dar am terminat la 21. Mai rău. Îmi place accentul tău. Stai în Timișoara și ai accent de bănățean, așa. Ce a făcut? Glumesc, măi, de unde ți-ai pierdut o accent? Mă gândeam. Ce, bă, butimișorineți? Nu, că am colegi moldoveni care sunt bucurești și au accent de bucureștean. Du-te, nu-i bă, mai dai, bă, încolo. Nu mai sprieti nimic. Bă, te pui cu ei, bă. Și să le fac așa, dar tipul așa. Dar și și-au schimbat. Cum, bă, și bănățenii și fac. Iubesc pe moldovenii din când, nu? Am văzut cum iubesc moldovenii pe bănățeni și indieni. Hai să trecem la cuvinte. Așa. Fii atent, Răzvane. Ți-e sete rău, bag de seamă. Da. Răzvan, am pentru tine cuvinte formate din 4 litere sau din 10 litere. Și îți dau la bani, băi, Răzvani, să-ți meargă trotinet. Aia, tot ce contează e asta. Cuvânt format din 4 litere. Să nu crezi că pun presiune pe tine, dar un om care a terminat Academia Tehnică Militară sigur știe răspunsul la... Da, super. Perfect. Fii atent aici. Hai. Răzvane, unul din cele 4 puncte cardinale situate într-un unghi de 90 de grade cu direcția nordului. Vest. Vest. Nici n-ai clipit, îmi place cum te concentrezi, perfect, vest, ai 400 de lei în câteva secunde, tot 400 de lei, al doilea cuvânt format din 4 litere, 100 de lei pe litere și pe ăsta, îl știi, pentru că de multe ori te întâlnești cu el, în fiecare zi s-ar putea, dar cel puțin odată... Îl țin în mână? Hai, nu mă mai întreba! Bine, nu mă mai întreb atunci. Fel de mâncare lichid, zeamă neacrită. Dă-mi literă. Literă. Supă. Ăsta e! Supă! 3 minute și 49 de secunde și ai deja 700 de lei. 4 litere. Da, eram între supă și borș. Da. Sub borș. La noi se zice borș. Borș. În Banat se mănâncă multă supă. Se mănâncă supa și cu pâine. O să descoperi la un moment dat. O să vezi. Crede-mă ce spun. Dar și la Moldoveni se mănâncă tot cu pâine. Tot cu pâine se mănâncă. Ce absolut. Pâine. Supă. Zupă. Așa le zic bănățenilor supei. Zupă. Okay. Zupă din Banat. 5 litere. Ești căsătorit? Deocamdată nu. Iubită? Da. Cum îi zice? Cum îi zice ce? Cum o cheamă? Ei, da. Cum îi strigi? Cum o strigi tu pe aia? Irina, că așa o cheamă. Așa o cheamă. Așa. Auzi? Nod făcut dintr-o fâșie de mătase. Hai, Irinuca. Uite pe cine vrei să iei de bărbat. Dă-mi o literă. Literă! Nod făcut dintr-o fâșie de mătase. Irina le poartă adeseori, că de asta te-am întrebat. Mai dă-mi o literă. Mai e o literă. E o podoabă, o panglică, făcută așa în formă de fluture, dacă vrei. Mai dă-mi o literă. Hai o literă, Răzvane. Hai o literă, el Academia Militară. Fundă. Ăsta era! Bă, fundă! Ăsta era. Mai feminin, așa, tu... Nu, era ușor, efectiv nu-mi venea, nu avem nicio... Carieră militară e mai greu pe fundă, dar merge mai departe. Ok. Răzvan, 5 litere. Uh-huh. Fii atent aici. Pescuiești? Nu. Hobby deloc? Nu. Absolut. Pescuitul. Mănânci pește? Mai mănânc, dar doar în dezlegare la pește. Că așa e frumos. Așa e, bravo. Moldovenii și ca toți, ca noi toți de altfel, avem așa o aplicare spre... Îmi place asta. Până asta că se uită maică-mea la televizor, că ea nu știe că mănânc și în alte zile și trebuie să știe. Lasă așa. Ce băiat blând și bun aveți, doamnă. Lasă așa, că e bine. Răzvan. Pește de aproximativ 25-30 de kilograme, considerat la un moment dat delicatesă. Dă-mi literă. Pește migrator. Somon? Oh, somon! Somon, Răzvan! 1300 de... Se îți dau, îți dau, da. Foarte da. 1300 de lei în clipa asta. Am ajuns la al doilea cuvânt format din 5 litere. Și acum sărim la 6. Somon. Nici n-a trebuit să te ajut.
ăla delicat. Erau mulți pești cu, cu 5 litri cu 5. Și nu știam exact e bun somonul, de aici cerul litera, nu? Da, da. Bun, fii atent, Răzvan. Am pentru tine cuvânt format din 6 litere. Academia Militară absolvent. Îl știi cuvântul ăsta, sigur. Sper. Îl știi. Sper. Pentru că e așa. E o bucată de lemn lungă care se poate ține în mână și are diverse utilizări. 3 minute și 6 secunde. 600 de litri. Literă. De metri. Literă. 2 minute și 50. Fii atent, e bățul ăla de plimbare. E un băț. Baston. Ăsta e, ai nenorocit și butonul. Baston. Perfect. Baston. Îmi place determinarea ta și seriozitatea cu care te uiți. Se vede, se vede în tine ADN-ul de militar. Joc bine. Răzvane, fii atent. 6 litere. Pe vremuri se zicea așa, pe vremuri. Nu e neapărat un arhaism, știi, așa se numesc cuvinte, dar nu e neapărat un arhaism, dar se mai folosește și în ziua de azi. Da? Mi-amintesc că bunica mea, Dumnezeu să ierte, zicea asta. Preparat farmaceutic de uz extern. Dă-mi litri. E folosit în medicină, în cosmetică. Mai dă-mi-l. Mai o literă. E foarte ușor. Acum e... Plafar? Mă, ce faci, mă, reclame la magazine? Nu-i asta? Cum, mă, nu mai fi așa? Nu-i asta? Cum să fie? Nu-i asta, mă? Fii atent, cremă. Cremă. Cum se înainte la cremă? Băi, dă-ți cu... Alifie. Ai, măi! 2100 de lei, Răzvane! Bravo! Alifie! Eram atât de sigur plafar. Păi de unde, mă? Că ai o firmă, mă, e o companie. Pe cine ai... Doamne, te dai cu pe față cu... Se folosește alifie, aparent, din cât mai știu eu. Se folosește, da. E un cuvânt, ți-am zis, folosim mai de mult, da. Alifie. Ce aproape ai fost. Îmi place cu câtă determinare joci. Trebuie. Perfect. Fii atent. Răzvan. Ok. Ai în momentul ăsta 2100 de lei și mai ai 2 minute jumătate. 2 minute și 30 de secunde. Oh, oh, oh! Câte cuvinte mai am? Mai ai 2 din 7, 2 din 8, 9 și 10. Okay. Nu e greu. Încercăm. Poți, poți. Îmi place de tine. 22 Încercăm. De ani, absolvent de Academia Tehnică, de Academie Tehnică Militară, care știe sigur ce înseamnă aia persoană însărcinată cu paza sau cu supravegherea unui local, a unei instituții. 700 de lei e cuvântul ăsta. Dă-mi litere. Hai cu o literă. Fiecare literă înseamnă 100 de lei pierduți. Ușor, ușor, ușor. E la singular, da? E la singular, da, da. Ușor. Vai, ce ușor e. Gardian? Ce tare e. Excelent. Gardian! Gardian! Când am construit butonul ăsta, nu ne-am gândit că o să-l avem pe Răzvan invitat. Mai merge, da? Mai. De 2 sezoane mai țin, da? Ai, ai, ai. Gardian! Am sărit la suma de... Am sărit la 2700 de lei. Mai ai timp. Decent. Tot 7 litere. Răzvan, la infinitiv. Îmi trebuie infinitivul, adică a merge, a cânta, a face. A pune condimente într-o mâncare pentru a-i da un gust bun. Asta e un pic mai greu. Asta e un pic mai greu, Irina, iubita ta, știe. Dă-mi litri. Literă. Cât timp mai ai? Doar un minut. 1 minut și 56 de secunde. Mai ai? Mai dă-mi litri, ca să fiu sigur. Mai o literă. Auzi când... A sezonat? Extraordinar! Ho-ho! Nu m-am așteptat! Nici eu. Excelent! Nu m-am așteptat. Adică eram convins că o să te duci pe ultimele secunde. E destul de greu, e din mâncare. Pui condimente într-o mâncare. Mamă, cum să-l ajut, cum să-l ajut. Mă, te gândi că s-a deștept. Mai dau un pic cu stângul în dreptul, da? Mai nimerești tu. Mai nimeresc un pic, mai dibuiesc. 8 litere. Așa. 8 litere. Da. Ai o sumă uriașă deocamdată în jackpot. Cât? Mare de tot. 3200 de lei. 3200 de lei și mai ai 2 din 8, 2 din 9, 2 din 10. Adică ai ho-ho-ho! Dacă te concentrezi, poți să-l bați pe Dan. Dan are 5400 de lei. Dacă faci 5500, ai luat banii. Răzvane? Hai să încercăm. Hai, moldovenii sunt cu ochii pe tine acum. Toți. Orice om din Moldova știe cuvântul ăsta.
Ei, șurier. Copleșitor, greu de suportat, chinuitor. E un adjectiv, adică e... Mai ia, dă-mi litere așa. Ce te ajută pe tine literele astea? Păi da, mai dă-mi una. Încă una. Îl știi deja că te văd din privire. Când ești greu de suportat, e... Mai dă-mi una. Acum îl știe, acum îl zice. Nu, oprești timpul deocamdată. 3200 de lei. Avem jumătate de minus să ne gândim. Când ești... Când te ceva, te... Apăsător! Apăsător! 3700 de lei! Apăsător! Tot o plitere. Băi, deci e incredibil concursul ăsta, mor eu. Puștule, ești bun. 22 de ani și îmi place că-ți păstrezi așa sângele rece. Adică? Adică ești așa, te uiți la mine, pocnești butonul, iar te gândești, ceri litere, ai o strategie interesantă. Da, să nu zic prostii la televizor. De ce zici că e incredibil concursul? Ce e incredibil? E incredibil pentru că eu când eram pe scaunul ăla, nici măcar când eram acasă, oamenii trebuie să știe. Mi-era greu dintr-o bucătărie să mă uit, nu mi-era nimic. Din scaunul era foarte ușor. De aici iar decent. Dar mă tot uit la ceasul ăla și pe aia, uite, sunt foarte mult stimul la care trebuie să fii atent. Bate-te cu ceasul. Ai un singur prieten în toată încăperea asta mare. Știi care e prietenul ăla? Bun, lasă, ăla e la tine. Știi care e prietenul? Uite-l aici. Butonelul? Da. A, să-l opresc timpul ca da. Să... Da, da, Răzvane. Da. Cuvânt format din 8 litere. Hai, puștule, că poți. Emisie de unde sonore electromagnetice sau de particule care se propagă sub formă de raze în toate direcțiile. Dă-mi litere. Literă. Singular, un singular e aici, dar nu-i mare brânză. Ai făcut academia. Opresc un pic așa. Oprește inducție timpul. Ceva? Nu. Ai vorbit în facultate de el, ai terminat academia militară. Sigur ai vorbit despre ceva asta. Reflexii, refracții. Pe acolo, bun, nu ești departe. E bun asta și cu un fel de unde sonoră, dacă vrei, luminoasă, de toate. Nu, e ușor. Dispersie, ceva legat de dispersie? Auzi, te duci în niște cuvinte foarte grele. Mereu te duci în cuvinte complicate. Auditor. De ce te duci în cuvinte atât de grele? Radiație, ce fain. Fain. Nu mi-a venit. Dar te duci în... Mai ales în inducție, ce știi inducție, exact? Te duci în inducție în toate astea. 9 litere. Băiat, cuvânt format din 9 litere. Începe să-ți placă joaca. Începe să-mi placă joaca, dar trebuie să mai cumpăr un pic de litere, că prea nu e... Și nu te mai du... Și nu mai duc la... Fii atent. Simplă! Principiul potrivit căruia tuturor oamenilor li se recunosc aceleași drepturi și li se impun aceleași datorii. Ia, dă-mi litere, ca să fii sigur. Literă! Egalitate! 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 3800 de puncte. Egalitate. Mamă, ce ușor urmează. Nu te mai gândi. Inducție. Hiperventriloc. Supercalifragilistic. Expialidoc. Nu te mai gândi la. Da? Simplu. Răzvan. 9 litere înseamnă 100 de lei pe litere, poți să câștigi 900 de lei în următoarele secunde dacă știi răspunsul la mașinărie folosită la diferite lucrări de terasament în exploatările miniere. Ce ușor. Dă-mi litere. Literă. Excavator. Ce vorbim? Ce să te mai ajut? Ce să mai... Extraordinar. 4600 de lei. 5400 are Dan. Poți să-l bați. Două cuvinte formate din 10 litere. 10, 1000 de lei, încă 10, încă 1000 de lei și l-ai bătut și sar pe locul întâi. Hai, puștule, poți. Hai, da. Academia Tehnică Militară, 22 de ani, Răzvan, zice așa. Angajament prin care cineva se obligă să facă ceva pentru altcineva. Dă-mi literă. Literă. Mai dă-mi una. 1000 de lei e cuvântul ăsta, acum valorează 800 de lei, a cerut două litere. Mai dă-mi una. Poți, puștule. Ăsta e. Mai dă-mi una. 30 de secunde mai ai.
Mai demină. Mamă, mamă. Ăsta e, gata. Declarația aia verbală care te asigură 20 de secunde, 17 secunde. Mai demână. Încă o literă. Promisiune. Extraordinar. Promisiune. 5.000 de lei. Puștule. Cât are? 5.400. Oh my god. Ultimul cuvânt. Goddamn. Ultimul cuvânt. Trebuie să ceri. Fii atent. Așa. Ultimul cuvânt. Poți să sari pe prima poziție. Deci 5.400. 5.400 dani. Tu, dacă bați cuvânt, dacă nu descoperi cuvântul, sunt obligat să-ți cadă. Da, 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 asta știu, asta știu. Fiecare literă, adică îți cad 1.000 de lei. Da, da. Ai pierdut. Acum e bătălia între tine și Dan. Unul dintre voi câștigă. Între învățătorul Dan și... Stați, mai sunt doi concurenți. Lasă, adică eu zic de acum, deocamdată. Poți? Încercăm. El are 5.400 de lei adunați. Tu în clipa asta ai 5.000. Yes. Și ultimul cuvânt. Și ultimul cuvânt. Dacă îl ratezi, îți scad, da, 1.000 de lei. Da. Știi cât mai e? Secunde? 13. Cât? 13 secunde. Okay. Calm, în astea 13 secunde poți să ceri și litere, dar trebuie să-ți drămuiești timpul. O să ceri. Răzvane, începem? Da. Mamă, cât e de ușor. Hai, mă, nu mai începi cu din astea. Măi, tu ascultă-mă pe mine, e un cuvânt incredibil de ușor. Deci e în masa vocabularului a tuturor, toată lumea, toată lumea, bunica, mama, Irina, iubita, toată lumea îl folosește. Închide-ți televizorul acum. Zice așa. Vehicul de cale ferată cu surse de energie literă. Proprie sau străină. Literă. Mai literă. Locomotivă. Ei! 5.800 de lei și ești pe prima poziție. Locomotivă. Stai că mai nu uci și pe mine. Cu ce? Hai mă, du-te la loc. Hai, gata. Bravo, Răzvane. Aurelian e următorul meu invitat. Hai, Aureliane. O plăcere, o onoare. Marele Dan Negru. Salut, Aurelian. Salut, Dan. Mă bucur să ne vedem, să ne întâlnim. Încântat. Ce faci? Cheers. Ce faci? De unde ești? Sunt din București. Ne-am mutat în apropierea Bucureștiului, o comună foarte frumoasă numită Găiseni. Aha. Soția este din Slovacia. Slovacia? Da. E slovacă? Da. Născut acolo sau româncă? Născut de origine? În Slovacia, cetățean slovac și momentan locuim în România. Unde ai găsit-o? Pe vasul unde lucram împreună, pe un vas de croazieră. Da. Aveți copii? Avem doi copii minunați. Ce tare! O fetiță și un băiețel, eu mai am un băiat și un nepoțel. Lucrezi pe vase de croazieră? Da. De multă vreme? Din 1995. Deci wow! Ar veni 20 ceva de ani. Wow! Zi-mi ultima dată, unde ai fost? În croazieră, la serviciu de Caraibe, nu știu dacă pot spune vaporul, dar... Caraibe. Caraibe. Să te întreb de curiozitate, care e cea mai scumpă croazieră unde, la care ai participat? Nu tu ca și angajat, lucrând acolo. Deci, cred că ne apropiem de 6 cifre, 5 cifre. Zeci de mii de euro? Da. Tare. Am întâlnit, să știți, români totuși, care stăteau, erau printre cei cu cele mai multe croaziere. Deci stăteau non-stop pe vapor, de pe un vapor pe altul, se mutau și... Români. Români. Așa deci... nu-i prinde nici ANAF-ul, nici DNA-ul. Stau pe vapoare, știi? Da. E o strategie bună. Da. Ai o viață interesantă, Aurelian. Mulțumesc. Am pentru tine 14 cuvinte pe care trebuie să le dezlegi în 4 minute. Fiind pe vase de croazier, cred că faci și integrame din când în când. Ha? Ești expert în tot ce înseamnă integrame. Aurelian, încep cu un cuvânt format din 4 litere. E simplu. Fii atent aici. Drum într-un parc, într-o grădină așternut cu nisip și mărginit de arbori sau de flori. Alee. Alee! Ho-ho! 4 secunde, a luat 400 de lei. Alee. Excelent. Încă un cuvânt format tot din 4 litere, simplu pentru tine, o să vezi. Substantiv, e singular așa, dar e ușor de dibuit. 4 litere, încercarea de a stabili o legătură telefonică cu cineva. Literă. Literă. 3 minute și 50 de secunde.
Literă. Literă. Simplu, simplu. Ești pe punctul de a apăsa. Apel. Apel! Da, zis singular, mă gândi la plural. 600 de lei, apel. Nu te gândi la lucruri complicate. Încet, încet. Deci că ai întâlnit mulți români pe vasele de croazieră. Foarte mulți, din ce în ce mai mulți, și colegi și pasageri. Mulți. E tot mai complicat acum cu tot felul de ba coronavirusul, ba probleme cu teroriștii, nu? Adică e destul de greu acum pe e viața tot mai grea pe vasele de croazieră. Sunt foarte multe protocoale, foarte multe condiții pe care trebuie să le îndeplinești și da. Protocoale până ajungi acolo, fie medicale, fie protocoale de securitate, și nu? În timp ce, da. Fii atent, că nu degeaba te-am întrebat. Aurelian, proiectil cu încărcătură explozivă. 3 minute și 35 de secunde, 500 de lei cuvântul. Literă. Ăsta. Literă, simplu. Simplu, 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 că de asta vă speriați voi, vă temeți toți. Bombă. Bombă! De asta vorbeam de protocoale. Bombă, bombă, 1000 de lei. Și încă un cuvânt format din 5 litere. Aurelian, mamă, ce ușor este. Nici nu ți-l mai spun. Nu trecem la următoare. Fii atent. Partea interioară a mâinii de la încheietură la degete. Palmă. Ei! O palmă de la mine. Palmă! Palmă! Auzi, sărim la lucrurile mai grele, la cuvintele mai grele, alea formate din 6 litere, da? Da. Fiecare literă 100 de lei, fiecare literă pe care tu mi-o ceri mie, te costă tot 100 de lei. Fii atent, Aureliane, ceea ce are viață și se mișcă. Literă. Ai, ce bine era fără literă. Un singular am nevoie. Bun. Măi, când te văd că ești așa îndoit, ai oprit... Ființă. Ohoho! 2000 de lei și suntem la 6 litere. Aurelian, ai șanse uriașe să sari pe locul întâi și să-l bați pe Răzvan. Ființă. Suma pe care a câștigat-o Răzvan e de... 5.800. O ai în minte. Ok, bate-o. Du-te la 5.900 și a luat banii. Cel care adune cel mai mult pleacă cu banii acasă. Aureliane, cel care merge la medic pentru tratament. Bolnav. Ei, bolnav! 2600 de lei. 2600 de lei. Aurelian, 7 litere. 700 de lei cuvântul, 100 de lei pe literă. Ești impasibil, așa ești. Nu te prind, nu-mi dau seama. Te văd doar că eziți. Să oprești timpul, să spui cuvântul. Strategie bună și cu litera pe care o ceri. Aspect exterior care denotă o mare mizerie. Literă. Literă. 2 minute și 57 de secunde. Câtă vreme mai ai? Literă. Literă. E ușor, crede-mă. Literă. Literă. Ai 2 copii? 3 copii, da? Da. 3. Încerc să te duc într-o zonă. Literă. Literă. 500 de lei te-au costat literele până acum. 400 de lei, de fapt. Ai oprit. Mizerie. Mizerie! Mizerie! 2900 de lei! Mizerie! Încercam să mă duc la copiii tăi. Mizerie. Ce fac și copiii mei când sunt mici. Sau, știi, găseam o variantă din asta. Să nu te scot din drum, așa-i? Să nu te scot. Bine. Scoate-mă. Nu, uite-te la mine. Publicație de format redus și de mare tiraj, care pune accent pe știri de senzație. Nu, îl știi. Literă. Literă. 2 minute și 20 de literă. Secunde. Ai apăsat. Am oprit timpul. 2900 de lei. Foarte bine. Nu e greu. E sinonim cu jurnal. E sinonim cu... Sigur îl știi. Cotidian, nu? Nu cotidian. E pe aproape de cotidian. Aș putea zic magazin, dacă vrei.
se scrie despre mine în ele sau despre... Tabloid. Nu-l știam. Adică nu mă gândeam la el. Nu te-ai gândit la el, te-ai dus la altele. Puștiul ăla, Răzvan, are 5.800 de lei. 5.900 și ai plecat cu banii. Aurelian, lipsă de înțelegere între oameni. 800 de lei e cuvântul ăsta. Să știi că mai ai timp mult. Berechet timp mai ai. Ăsta e. Ăsta e. Zi. Dezacord. Ei! Dezacord! Dezacord! Excelent răspuns! Dezacord! Nu era ușor. Mă gândeam cum să te ajut, unde să te duc. Dezacord. N-ai avut nevoie deloc de ajutorul meu. Nici de literă. Nici de litere. Ai până acum 3200 și suntem la ultimul cuvânt format din 8 litere. Aurelian, hai că poți. Poți să fii numărul 1 în seara asta. Pune-ți creierul la... Care devine agasant, supărător, iritant. Singular, câtă vreme mai ai? Oho, 2 minute, mult. Ăla e, ăla e. Mai ai? Obositor. Uf, ești pe aproape, eram convins că îmi dai răspunsul. Mamă, ți-ai luat și timp să fluieri. Eram convins că îmi dai răspunsul. Ăla e, ești pe acolo. Foarte bun asta, foarte bun drumul cu obositor. Obositor. Bun, bun. Agasant, iritant. Ăla e, auzi, scâitor. Hai să mai găsim sinonime la obositor. Deranjant. E bun. Jenant. Stai, stai, jenant, e bun. Obositor, jenant, scâitor, e foarte... Enervant. Ăsta e simplu. Uite definiția. Dispozitiv sau spațiu într-un vehicul în care se transportă lucruri. Gata. Ăla e. Portbagaj. Portbagaj. 2400 de lei plus 900. Ne duce la 3300 de lei. Portbagaj. Perfect. Nu ne oprim. Hai mai departe. Tot din 9 litere. Bravo, Aurelian. Ceva cu care îmbunătățim sau înfrumusețăm realitatea. Un plural am nevoie. Un minut. Literă. Timp mult. Timp mult. Îmbunătățim sau înfrumusețăm realitatea. Literă. 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 Pot, se și comercializează. Te duc pe un alt drum decât metaforic. Se și comercializează. Se vând într-o anumită perioadă. Un minut și 17 secunde. Decorațiuni. Decorațiuni în perioada decorațiunilor. Perfect. Decorațiunile se pun de aniversări, de Crăciun, este... de... Nu. Lumea mă știe pe mine, din de 20 și ceva de ani fac revelioane. Ai făcut cu mine revelioane, nu? Fii atent aici. În timpul revelioanelor, eu mă uit pe cer. Da, mersi. Și eu. 2 din 10. 1000 de lei. Cuvântul. Aurelian. Preparat fin ales. Ai mult timp. Literă. Literă. Ai mult timp, nu te grăbi. Literă. Literă. Auzi, se folosește când e vorba de specialități culinare, de mâncăruri. Delicatese. Delicatese. Delicatesă, am spus, da. Delicatesă, ăsta e, delicatesă. Perfect. Aurelian, 10 litere. Fii atent. Drum îngust de trecere printre doi munți sau printre două șiruri de munți. Oh, câtă vreme avem. Treci printr-un pas, treci printr-un defileu. Vezi că am și zis, auleu, am și zis. Trecătoare. Ei, trecătoare, am și zis-o, treci prin. Da, știi că te-am ajutat și la aia cu mizerie, Adineaure. Și acolo te-am, am zis. La artificii ne-am împotmolit. Aurelian. Plăcere de partea mea. Mulțumesc, Aurelian. Da. Mihaela, următorul meu invitat. Te rog, Mihaela.
Am fiert un suc propriu până acum. Era greu? Nu. De pe scaun sau din fața televizorului? De acolo e simplu. E simplu, așa e? Aici e și mai complicat. Te văd aici, acum. Mă bucur să te cunosc, Miela. Ce faci? Cu ce te ocupi? În timpul liber? Nu. În timpul liber sunt avocat. În timpul liber ești avocat. Da. Frumos. Absolventă de drept, facultatea de drept. De drept, da. De câte vreme profesezi? Am uitat. Ok. Am uitat. Să fie 3-4 ani de zile. Da, acolo, da, nu, undeva. Nu. 2-3 ani, așa că încă sunt la... De-abia am terminat. Avocatul... Dacă mai pui un zero la cât ai zis, e perfect. Se adună, dar să știi că avocatul lucrează mereu. Cuvintele sunt importante, nu? Adică pledoariile le faci prin vorbe, prin cuvinte. Dacă vrei să spun ce înseamnă un cuvânt, îți spun. Dacă îmi dai definiția, mi-e mai greu. Adică, ca să ghicești, e mai greu. Exact. Mihaela, avem așa, 5.800 de lei pe care i-a adunat puștiurile la Răzvan. 5.800 de lei. El e absolvent de Academie Tehnică Militară. Tu ești absolvent de drept. E o bătălie interesantă între două minți sclipitoare. Doar că el a absolvit acum mai recent. Și asta e adevărat. Dar tu ai mai multe cuvinte în bagaj. El a absolvit, de-abia ce a absolvit. La tine bagajul e mult mai... Eu am uitat de când am absolvit. 5.800 de lei. Dacă reușești să aduni 5.900, ai câștigat. Mihaela, îți propun să începem cu un cuvânt format din 4 litere. E atât de simplu, mai ales voi, avocații, zilnic îl folosiți. Cred că de mai multe ori pe zi. Fii atentă. Băutură obținută prin macerația, infuzia sau decocția unor plante. Ceai. Ce simplu! Ceai! Doamna avocat, în 3 secunde a luat 400 de lei. Ceai! Să nu rămână la ele. Ți-am zis că e ușor? Nu. Ți-am zis că e ușor, trebuie să bați 5.800 de lei. Banii adunați de Răzvan, poți să o faci. Hai, Mihaela. N-am casă de marcat. Hai, Mihaela, că poți, avem noi, liniștită. Fii atent aici. Toane, capricii, adică din 4 litere. Moft. Moft poate să fie la plural. La plural m-ar interesa. Moft. Fițe. Fițe. 800 de lei și mai are 4 minute, 3 minute și 55. Acum de-abia se adună emoțiile, văd că. Sărim la 5 litere. Mihaela, 5.800 de lei banii lui Răzvan. Știu. Ia mai mult, ia mai mult. Poți. Mihaela, aparat de zbor fără pilot la bord. Se vorbește despre ele mereu. Da, ăla e. Ăla e. Mi-aduc aminte până... Jumătate de minut. Vezi că nu e, știi cum trece jumătate de minut? Au, dronă. Drona! Drona! E bine că ai oprit timpul. 1.300 de lei. E bine că ai oprit timpul. Timpul e cel mai mare adversar aici. Sau prieten. Și butonul e cel mai bun prieten. Eu încerc să fiu un arbitru imparțial, așa, să nu vă ajut deloc. Îmi bate inima, dar nu mai pot. Doamnă avocat, îmi spui tu când ești în regulă, da? A, sunt în regulă. Adică... Te văd ca un judecător. E ca la proces, când aștepți să intre doamna judecător și anunță verdictul. Anunț verdictul, mă lași, poți să-l spun? Te rog. Zice așa, se aruncă zilnic. Cu noi. Mai zi tare, mai zi tare. Gunoi. Gunoi. Am validat răspunsul ăsta, gunoi. Perfect, 3 minute și 44 de secunde. Și a răspuns corect la toate. Astea de la început. Auzi, tu ai văzut câte lume s-a împotmolit la început? La lucruri mărunte, la lucruri simple? Eu mă împotmolesc la sfârșit. Hai să vedem, nu spune, avem vreme. 6 litere. Scapă de emoții. Cel mai mare dușman al omului lucid e emoția. Așa este. Sunt perfect de acord aici. Cel mai mare dușman. Ai văzut la televizor cum se fac știrile cu emoție? Să nu mai fii lucid. Pac, pac. Să-ți fie frică. Frica cred că e cel mai mare dușman. Emoția e dușmanul lucidității. Scapă de ea. Care respectă fidel angajamentele luate. Plural. Simplu. Literă. 600 de lei e cuvântul ăsta. Literă. Simplu. Literă. Angajamente. Mereu lucrez cu angajamentele. 3 minute și 24. Literă.
Ăsta e, gata. Respectă, fidel. Literă? Literă, ăia de votați. Ăia de votați sunt loiali. Loiali. Loiali, 2000 de lei la 6 litere, loiali. Literele alea pe care le-ai tot cerut. Loiali. 2000 de lei avem. Suntem bine. Te rog. 2000 de lei. 2000 de lei la 6 litere. Fii atentă. Te-ai mai liniștit, da? Am scăpat de emoții. Parte, pradă de război, luată de un inamic. Pradă de război luată de la un inamic. N-am văzut nicio prea bine definiția. Deci prada de literă. Război, literă, luată de la un inamic, știi? Adică... Literă. Literă. Nu e doar în război. Cum? Trofee. Zim singularul. Trofeu. Trofeu! 2 minute și 50 de secunde și te-ai dus la 2400 de lei. Trofeu! 7 litere. Vezi că te descurci și la astea ușoare? Sărim la 7? Sărim. Auzi? Aud. Căsătorită? Nu. Ok. E vreo întrebare cu... Ia vezi. Ia vezi, toate întrebările pe care vi le adresez au așa un pic de... Auzi? Ceva ce se găsește izolat. Nu se află lângă ceilalți, Mihaela. Nu degeaba te-am întrebat. Căsătorită? Par. Literă? Oprim? Literă? Ok. Literă. Fiecare literă te costă 100 de lei. Literă? Literă? Nu e greu. Nu e greu. Ai oprit timpul, da. 2400 de lei. E, cum să zic, e un element desprins dintr-un ansamblu. Gândește-te așa cum ar fi. Te văd. Un adjectiv, dacă vrei. Nu degeaba te-am întrebat dacă ești căsătorită. Adică când cineva... Când cineva părăsit. Nu, încetează să mai fie cu cineva, înseamnă că e... Separat. Aia e? Separat. Despărțit. Da. La despărțit m-am gândit, da, nu mergea. Da, la despărțit, separat. De asta vorbisem cu tine, căsătorită Mihaela. Mergem. Se poate. Avem mult timp. 2 minute și 30 de secunde. Mi-a plăcut cum ai oprit timpul. 1900 de lei, Mihaela. Ascultă-mă. Eliberare de sub apăsarea unui lucru greu. Detașat. Da. 2 minute și 2700 de lei e cuvântul ăsta. Cu literă? Literă. Facilitarea unei acțiuni, adică... Literă? Desprins. Pe aproape. Slăbire, diminuare... Literă. Am oprit timpul, 1 minut și 57. Foarte ușor, crede-mă. Epurare? Foarte ușor. Cum? Epurare? Nu. O să vezi în câteva secunde. Tu o să scapi de un stres, de exemplu. Se folosește și în sens... Băi, mă duc câteva minute, iartă-mă, trebuie să mă grăbesc, mă întorc eu, că nu mai pot, nu mai pot, trebuie să mă duc să mă... Eliberare de sub apăsarea unui lucru greu. Detașat. Da. 2 minute și 2700 de lei e cuvântul ăsta. Cu literă? Literă. Facilitarea unei acțiuni, adică... Literă? Desprins. Pe aproape. Slăbire, diminuare. Literă? Literă. Am oprit timpul. 1 minut și 57. Foarte ușor, crede-mă. Epurare? Foarte ușor. Cum? Epurare? Nu. O să vezi în câteva secunde, tu o să scapi de un stres, de exemplu. Se folosește și în sens...
Băi, mă duc câteva minute, iartă-mă, trebuie să mă grăbesc, mă întorc eu, că nu mai pot, nu mai pot. Stură. Trebuie să mă duc să mă... Se folosește și în termenul ăsta. Ușurare. Aie. Ah, ce aproape am fost. Am plecat, am strâmb, nu mai pot, nu mă mai țin. Se folosește și, ți-am zis, se folosește și în varianta. Era atât de concentrată. Eram concentrată, n-am fost atentă la tine. Nici nu m-ai văzut când am plecat. Ușurare. Ușurare. Avem în clipa asta... Mai bine nu mai îmi spune. Bine, nu-ți mai spun. Hai, nu-ți mai spun. Hai să jucăm, spune. Da? Hai să jucăm. Joacă timpul îl vezi tu pe ecran. Sunt bani mulți adunați în portofel. Fii atentă. Cuvânt format din 8 litere, 800 de lei pe tot cuvântul. A furniza materiale, energie, utilaje unor întreprinderi. Simplu, simplu. La infinitiv, adică a merge, a face, a cânta. La infinitiv. Știi? A literă, un minut și... Ai vreme, ai vreme. Literă. Nu te grăbi să apeși. Literă. Mai ai timp, mult timp mai ai. Literă. Simplu. Literă, încă 100 de lei. Când aprovizionezi. Alimenta. A alimenta. Ăsta era, a aproviziona. 2000 de lei, perfect. 2000 în clipa asta, ăsta era. Nu te grăbi să apeși. Te-ai grăbi să apeși deja. Bun, încet. Mihaela, mergi în fiecare dimineață la barou, nu? Nu. Nu chiar în fiecare dimineață. La decât... barou să-mi plătesc taxele. A, atât. O dată pe lună. A, da? O dată pe lună mergi la barou. Da. O dată pe lună, perfect. Și la tribunal de câte ori pe săptămână? De 5 ori. Pe Bulevardul Unirii în București, nu? Acolo e sau unde e? Și acolo. Și acolo e și pe... Tribunalul, ai dreptate, acolo e. Tribunalul acolo e, numai nou parcă. Parcă vis-a-vis de bibliotecă, chiar. Nu? Da. Pentru cei și care sunt din București. Aha. Auzi, nu te-am întrebat degeaba. Sunt convinsă. Ascultă-mă. Clădire sau construcție publică mare, impunătoare, care adăpostește o instituție. Edificiu. Excelent! 2800 de puncte. Edificiu. Putem. Mai ai două cuvinte formate din 9 și 2 din 10. Da. Mă lași să spun câți bani ai adunat până acum? Nu. Ok. Nu-mi spune nimic. Mult. Mult. Mihaela. 9 litere. Care are temperatura ridicată, doamna avocat? Uite, aici mi-am propus să nu te ajut. E atât de ușor. Deci atât de ușor. Literă care nu are temperatura ridicată. Care are temperatura ridicată? Literă. Mm-hmm. Literă. Asta e. Nu, că nu știu. Nu cred. Uite, mi-am propus, doamna avocat, mi-am propus să nu vă ajut de data asta. Vorbesc cu dumneavoastră... Nu, n-ai cum. Păi de ce nu mă ajuți? Bun. Auzi, ceaiul pe care îl iei tu dimineața. Bei ceai dimineața? Da. Cafea bei? Da. Cum îți place să o bei? Fierbinte. Mersi. Fierbinte. Îți spun suma? Nu. E mare. Nu vreau să știu. Ești la câțiva pași să-l bați pe Răzvan. 9 litere. Felul în care cineva este recunoscut sau apreciat. 900 de lei. Valorează literă. Cuvântul ăsta. Mai ai un literă, minut. Literă. Literă, vrea mai multe litere. L-a prins. Nu? Lăsăm jumătate de minut să treacă? Felul în care cineva e recunoscut, e apreciat, adică este... Omagiat? Da, ești pe acolo. Părerea bună. Pe care o are lumea despre... Uite, emisiunea asta are o emisiunea asta. Aia e. Are emisiunea asta. Mai bine n-apăsam. Când cineva are ceva foarte... Reputație. Dar te-am văzut. Da, am crezut că o știu, dar n-am știut. Îl aveai. Da. Îl aveam. 10 litere. Da. Cuvânt format din 10 litere. Mihaela, doamnă avocat, procedură cosmetică ce constă în tăiere
pilire și lecuire. O, zilnic. Manicură. Oh, 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 stai. Mai zi. Mane. Manicură. Ma? Manicură. Asta e. Manicură! Manicură! Excelent! Mai e timp berechet, Mihaela. Mărime necesară la determinarea întinderii figurilor și a corpurilor. Da, știi, sigur. 36 de secunde, 1000 de lei cuvântul ăsta. Fii atent. Măsori cu ajutorul lungimii, lățimii, ce măsori? Ce măsori? Literă. Literă? Literă. Diametrul. O, ești acolo. Ce măsori? Măsori. Dimensiunea. Nearticulat, zi-mi nearticulat. Dimensiune. Dimensiune! Ce bine ai mers! Dimensiune, Mihaela, 4700. Mai era un pic. Fierbintele ăla, am zis, măi, nu ajut. Dar băiatul ăla avea nevoie de bani. A și zis, pe bune. Știi unde ne-am oprit? Începător. Știi unde ne-am încurcat rău de tot? La reputație. Da. Și eram convins. La un cuvânt atât de ușor. Nu, era un cuvânt pe care tu îl folosești zilnic pentru că tu te ocupi de asta. Corect. Tu poți să aperi sau să strici reputația unor oameni. Despre reputație. Am zis, măi, un avocat, cum să-l ajut mai mult la reputație? A fost o mare bucurie. Și din partea mea. Să ne revedem cu mare drag. Mulțumesc, Mihaela. 5.800 de lei, puștul i-a câștigat. Răzvan, te aștept aici. Răzvan e absolvent de Academia Tehnică Militară. Un moldovean care locuiește, stai la mine, în Timișoara. Foarte aproape de altfel. Foarte aproape de altfel și din, născut în, unde ai zis, în? În comuna Mălin, din Suceava. Din Suceava. 5.800 de lei, puștul a câștigat banii cu mintea. Pentru o minte sănătoasă folosiți jocul cuvintelor. Răzvan, felicitări. Mulțumesc. Bravo. Bravo, puștule. Seară bună, mulțumim. Bravo, puștule.